O lecție și mă bucur că domnul Paiolu este de față, pentru că este un mare bun îndemn și către politicieni. Este extraordinar. Deci l-am ascultat pe Nicolae Steinhardt, a văzut extraordinară această radiografie pe care o face, și anume a publicitarismului. Aș vrea doar să dezvolt ceea ce am anunțat la început, și anume ceea ce impresionează Nicolae Steinhardt este cât de mult iubește neamul românesc și câte virtuți îi găsește. Găsește virtuți pe care nici noi, ca român, nu le găsim. Și răspunzând unei scrisori a lui Victor Rusu, un prieten de-al său, din Israel, care îl întreabă la cel din somnie ce face evreul Steinhardt la 2-3 dimineața. Și mai ales că în această scrisoare își manifestă nedumerirea cum a reușit el să ajungă și să iubească un neam, cum e neamul românesc, și mai ales să se creștineze. Iată ce răspunde Nicolae Steinhardt. Doresc să vă asigur că am fost primit cum nu se poate mai bine aici. Botezul meu e mai cu seamă o poveste de dragoste a îndrăgostirii mele crescânde de neamul românesc. De aceea se numește fenomenul românesc și de biserica creștină. M-am simțit atras din copilărie și tinerețe de acest fenomen românesc, ca și părinții mei de altfel. Anii de închisoare mi-am făcut ca naționalist român și într-un rol numit al intelectualilor mistico-legionari. Mi-au întărit dragostea și apropierea de român. Era totuși firesc să întâmpin serioase greutăți la această mică mănăstire, Prohia, din celălalt capăt al țării, vârsta. M-am călugărit la 68 de ani. Calitatea. Beleaua. Beleaua de fost deținut politic, originea etnică, Ițic, vorba lui Mirodan, depărtarea locului de unde veneam, de la București, la peste 500 de kilometri, iar aici, dacă un băiat vrea să ia de nevastă o fată de alt sat, ca să nu mai vorbesc de județ, o altă provincie, este prindește de uimire și aproape de scandal. Calitatea mea de intelectual și de orășean printre oameni, toți de origine țărănească. Starea șubredă a sănătății. Pentru oameni, în general, zdrave, care nu prea știu ce s-a acolit, cardiopatie și așa mai departe. Lipsa de putere fizică și de capacitate a unei munci fizice susținute. Se credea să fie foarte rău privită de oameni voinici și mult mai tineri decât mine. Toate creau condiții potrivnice și făceau foarte probabilă și foarte legitimă, lezi de înțeles, o recepție puțin călduroasă. Nu a fost așa. Monachii aceștia, neamul acesta de păstori și de țărani, oamenii aceștia atât de diferiți de mine, m-au primit, înțeles și acceptat cu o mărinie, o bunăvoință, o răbdare, o simpatie care au desfințat orice barieră și mă fac să mă simt acum la ora 2 dimineața, ora adevărului, cu totul nefrământat de dubii. Cât uși de puțin străin, stingher, nefericit, nostalgic, ori gândind să mă întorc din drumul în care am apucat. Am ajuns să mă împac foarte bine cu viața monahală, care, spre deosebire de ce cred mulți, nu este una de trândăvie și de puturoșenie. Este o viață activă, tonică și astră. Și timpul meu e plin de slujbe, multe, port o specială afecțiune celei de la miezul nopții, lecturi, sunt bibliotecarul mănăstirii, lecții. Îi ajut pe cât pot pe ucenici care se pregătesc să dea examen la seminarul teologic din Cluj. Corespondență. Când vin vizitatorii străini, sunt și ei, apoi grijile gospodărești, călugării se auto-îngrijesc. Și oarecare activitate literară îngăduită, va și recomandată de ierarhii mei de la Cluj și Sibiu, cu oamenii interdecate. Predicii. Sunt poftit să predic adesea și îmi place să le pot vorbi la mărășenilor
oameni dintr-o bucată. Mă străduiesc să scot predicat din platitudinea stilistică, monotonie și locuri comune, să-i dau oarecare caracter de ajutament. Există, domnule Rusu, un timp pentru supărare, dar există, citesc din Vechiul Testament, și o vreme pentru uitare, iertare și pentru împăcare. Ținerea aceasta de minte migăloasă și exagerată numai a răului înveninează mai ales sufletul celui care nu poate depăși stadiul sufletesc al vederii. Să nu uităm, nimeni nu-i fără de păcat, iar lumea nu-i matematic împărțită în bun și în rău. Scripțoarea este deosebită, avem mărturii, spune el, că a ajuns să cugete românește, să simtă românește. Și de aceea, pentru a întregi acest simțământ românesc profund, iată mai profund decât al nostru, așa cum l-a avut și Antim Ingreanu, tot un străin, dar în același timp român, îi invit pe tinerii coriști să ne încălzească așa cu simțământul românesc al unor cântece românești de simțire, să zicem, patriotică, chiar patriotică. Probabil că este bine să reașezăm acest patriotism, să-l așezăm în dimensiunea lui autentică.